Ei da, și cum spuneam că astăzi se întâmplă această ediție specială a drumului cu prioritate pe frecvențele Europa FM din Palace Iași. Mai avem vreo până în 30 de minute din ediția specială, după care, dacă sunteți din Iași sau împrejurimi, vă așteptăm la concert, pentru că închidem această emisiune cu un concert. Pepe este cu mine. Salutare! Bine, salutare, bine salutare! Venit. Bună seara tuturor și mă bucur tare mult că m-ați invitat. Și uite, așa am ocazia să cânt în Palace Mall pentru toți cei prezenți, pentru toți cei din Iași și din împrejurim. Exact. Vă așteptăm la scenă. Încep să se adune oamenii. Abia da. Acum ne încălzim, mai stăm puțin de vorbă, după care cântăm. Ce faci, Pepe? Cum ești așa pe început de toamnă sau cum ce anotimp o mai fi și asta? Nu mai știu ce anotimp e, da. Exact. Sunt bine, în principiu așteptăm să lansăm materiale noi, piese noi. Am tot fost în promovare cu cele lansate în trecut. Muzică, despre muzică e vorba. Ne exprimăm prin muzică, în toate formele. Stai mult în studio în perioada asta? Sunt în momentul de față în producție cu două piese, două duete mai exact. Nu o să pot să spun, interesant. Nu așa, să pot să spun așa. Cu cine, ce și cum, dar vor fi surprize. Clar că una dintre piese, fiind cu un artist mare de la noi, va fi lansată la anul, că pe final de an acum lucrurile sunt deja aranjate pentru fiecare artist în parte. Lucrez la un material separat și pentru mine individual și mai am și un alt proiect la care lucrez de suflet. Poate fi numit internațional, dar nu e un nume mare, este o voce mare. Aha. Adică te-am putea auzi cântând într-o altă limbă decât cea română? Sau... M-ați putea auzi cântând în limba română peste hotare. Foarte dacă tare. E cazul, că eu sunt promotorul limbii române, de muzical vorbind. Știu lucrul ăsta. Place. De-aia am fost surprins și s-a născut întrebarea. Va fi un duet cu cineva din Spania, dar domnișoara va cânta română, eu în spaniolă. Invers, eu rămâneam. Așa, nu zice rău, ai încercat vreodată. Se pot ambele variante, dar am zis să câștigăm publicul de peste tot cumva. Corect. În seara asta aici la Palace, ce ne cânti? În seara asta la Palace voi cânta cele mai mari șlagări ale mele. Cred că foarte, foarte mult va conta și ce decide publicul. Sunt sigur Absolut. Că voi cânta exact numai iubirea. Vorbeam, Sunt sigur că voi cânta numai iubirea. Sunt sigur că voi cânta... piese mari, cine sau de ce nu, chiar piese lansate mai curând, cum ar fi Zâmbește sau Pasăre de Noapte. Sunt piese frumoase, numai șlagăre mari pe care le voi cânta, în speranța că vor cânta toți ieșenii cu mine, îi aștept aici la scenă, la Europa FM, să fim pe aceeași frecvență. Să nu fie timizi, eu asta le cer, pentru că văd că se adună așa pe margini, colo. Știi cum e? Da, după ce închidem noi emisiunea. După ce închidem emisiunea și dăm drumul la sunet, după ce intervin colegii mei, exact, pentru că prestația e live, cu clapă, cu chitară, cu percuții, cu tot ce trebuie, atunci când se captează instrumentele în câteva minute, sunt sigur că va fi plin aici, pentru că mall-ul este plin. Exact, și pentru că oamenii, de când am intrat, au venit la fotografii, iar eu abia aștept să cânt. Abia așteptăm să te vedem cântând la Palace Iași, pe drum cu prioritate. Dragilor, ne întoarcem imediat, scurtă pauză și revenim.